Recent s-a împlinit un an de la lansarea programului de creștere a natalității, un proiect social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure pentru procedurile de fertilizare in vitro. Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, spune că, citez, succesul imens de care s-a bucurat acest program impune continuarea derulării proiectului și în anul 2024. În tot acest timp, la nivelul Ministerului Familiei, au fost raportate 183 de sarcini în evoluție, iar în urma finalizării procedurilor medicale au avut loc 6 nașteri. Pe parcursul primului an de funcționare au fost analizate peste 9500 de dosare, dintr-un total de peste 11100, înregistrate pentru accesarea sprijinului financiar de 15.000 de lei destinat procedurilor de fertilizare in vitro. Succesul imens de care s-a bucurat acest program și numeroasele solicitări ale potențialilor beneficiari înscriși deja pe o listă de așteptare impune continuarea derulării proiectului și în anul 2024 cu dublarea numărului de beneficiari de la 10.000 la 20.000 de beneficiari pe an. Îi anunț pe cei interesați că Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse are pe circuitul de avizare proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Guvernului numărul 1103 din 2002 pentru aprobarea programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure pentru creșterea natalității pentru anul 2024, a declarat ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero. Amintim că sprijinul se acordă sub forma a două vouchere pe suport de hârtie în cuantum de 15.000 de lei. Astfel, un voucher în valoare de 5.000 de lei va fi destinat achiziționării de medicamente specifice, iar al doilea voucher de 10.000 de lei va fi folosit pentru achitarea procedurilor medicale prescrise.